și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Thank you.
nu avem dreptul de a nu lucra. Cine slujește vreodată nu oaste cu solda lui, cine sădește vie și nu mănâncă din roada ei, sau cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei. Nu în felul oamenilor spun eu acestea, nu spune oare și legea acestea, căci în legea lui Moise este scris, să nu legi gura boului care treieră. Oare de voi se îngrijește Dumnezeu? Sau în adevăr pentru noi zice, căci pentru noi s-a scris, cel ce ară trebuie să are cu nădejde, și cel ce treieră trebuie să treiere cu nădejde, că va avea parte de roade. Dacă noi am semănat la voi cele duhovnicești, este oare mare lucru dacă noi vom secera cele pământești ale voastre? Dacă alții se bucură de acest drept asupra voastră, oare nu cu atât mai mult noi? Dar nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci toate le răbdăm ca să nu punem piedică Evangheliei lui Hristos. Și Duhului Tău, aleluia, 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 glasul al doilea. Picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei.
sărutare nu mi-ai dat, ea însă de când am intrat, n-a contenit să-mi sărute picioarele, cu un de lemn capul meu nu l-ai uns, ea însă cu mir mi-a uns picioarele, pentru aceasta îți spun, iertate-i sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit, iar cui se iartă puțin, puțin iubește. Și a zis către ea, iertate-ți sunt păcatele. Atunci au început cei care ședeau cu dânsul la masă să se întrebe în gândul lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis către femeie, credința ta te-a mântuit, mergi în pace.